Salut, fete, bine v-am găsit la un alt episod. Deci da, Oreghine a cele mai mari pandemii din istorie, depistată cu ajutorul ADN-ului extras din dinți. Hai să începem știrea asta, videoclipul. ADN, vechi de secole, prelevat de la victime chiumei bubonice îngropate în chimitire de pe vechiul drum al mătăsii din Asia Centrală a ajutat la elucidarea misterului originii bolii. Oamenii de știință au identificat o zonă din nordul Cărgăștanului drept punct de plecare a morții negre, chiuma care a ucis zeci de milioane de oameni la jumătatea secolului al patrulea. Cercetătorii au anunțat miercuri că au prelevat urme de ADN de la bacteria chiumei Yersinia pestis de dinți a trei femei care au murit în 1339 și au fost îngropate într-o comunitate creștină medievală nestoriană din Valea Q, lângă lacul Ishkhel. Vare pe ecran, că nu cred că am pronunțat bine. La poalele munților Tianjin, în Cărgăștan, cele mai vechi vechese documentate în alte zone din timpul acelei pandemii au fost datate în 1346. Reconstrucția agentului patogen a arătat că această tulpină a dat naștere atât chele care a provocat moartea neagră, care a făcut ravagii în Europa, Asia, Orient Mijlociu și Africa de Nord, cât și majorității tulpinilor de chiumă existente în prezent. Descoperirea noastră, conform căreia moartea neagră s-a avut originea în Asia Centrală în anii 1330, pune capăt dezbaterilor existente de secole, a declarat istoricul Philip Slavin de la Universitatea Stirling din Scoția, coautor al studiului publicat în jurnalul științific Nature, potrivit Reuters, preluată de Agerpres, cea mai mortală pandemie din istorie. Drumul mătăsii a fost o rută terestră parcursă de caravanele care transportau dus întors mărfuri din China prin orașe somptuoase din Asia Centrală până în diverse zone, inclusiv în capitala bizantină, Constantinopol și Persia. Este posibil acesta să fi servit totodată de mijloc de răspândire a morții negre în cazul în care agentul patogen a ajuns în aceste caravene. Au existat o serie de ipoteze diferite care au sugerat că pandemia este posibil să fie apărut în Asia de Est, cu precădere în China, în Asia Centrală, în India sau chiar aproape de locul în care au fost documentate primele focare în 1346, în regiunile Mării Negre și Mării Caspice, a pus conducătoarea studiului arheogenicheană Maria Spirou de la Universitatea Tübingen din Germania. Știm că un factor determinat pentru răspândirea chiumei în Europa la începutul morții negre a fost probabil comerțul. Este rezonabil să presupunem că
Prochese similare au determinat răspândirea bolii din Asia Centrală la Marea Neagră între 1338 și 1346, adăuga Sproul. Originele pandemice sunt intens contestate, după cum demonstrează dezbaterea asupra apariției actuale pandemii de COVID-19. Moartea neagră a fost cea mai mortală pandemie din istorie. Aceasta ar fi ucis 50% până la 60% din populația în regiunii din vestul Europei și 50% din populație în Orientul Mijlociu, un total aproximativ 50-60 de milioane de morți, a spus Slavin, un număr imposibil de cuantificat de oameni. De oameni au murit în Caucas, Iran și Asia, Asia Centrală, adăuga cercetătorul. În epoca medievală vedem deja movolitatea ridicată și răspândirea rapidă unui agent patogen uman, a pus arheogenicianul Johannes Kraus, coautor al studiului și director al Institutului Max Planck pentru știința istoriei umane din Germania. Nu ar trebui să subestimăm potențialul agenților patogeni de a se răspândi în lume din locuri destul de îndepărtate. Probabil ca urmare a unui eveniment zoonotic, adăugat el, zoonozele sunt boli infecțioase care ajung să se transmită de la animal la om. Cum s-a transmis chiuma în Europa? Cercetătorii au analizat dinți, o sursă bogată de ADN, de la 7 persoane îngropate în chimitire. Chimitirele comunității, numite Burana și Karadžiga, Dizigah, și au identificat ADN de chiumă în rămăsițele a trei indivizi din Karadžiga. Chimitirile excavate în secolul al XIX-lea au inclus pietre funerare cu inscripții în limba siriacă care atribuie morții Molimbei. Obiecte precum perle, monede și vestminte provenite din locuri îndepărtate sugerează că orașele erau implicate în activități de comerț internațional, oferind probabil servicii pentru caravanele aflate în trechere. Chiuma bubonică, netratabilă la acea vreme, dar vindecabilă în prezent cu ajutorul antibionicelor, provoacă inflamarea ganglionilor limfatici cu sânge și puroi și răspândirea infecției în sânge și plămâni. În Europa, boala s-a transmis în principal prin mușcături de purici purtați de șobolani infectați. Pandemia a avut la origini răzătoare sălbatice, cel mai probabil marpote, a pus Slavin. Este posibil ca răzătoarele care au călătorit în caravane să fi contribuit la răspândirea bolii, însă alte mecanisme de transmitere ar fi putut include purici și păduchi purtați de oameni. Am descoperit că cele mai apropiate rude în viață ale acelei tulpini, Yersinia pestis, care a condus la moartea neagră, sunt în continuare prezentate la marmote din acea regiune, a precizat Krause. Ăsta a fost episodul vezi, fete. And remember, like and subscribe.